Кити возили в авиалог примаш 11 ждикатом, прочесу пикари лац интентат, зярлой дигард. Ничерия дике марин ждикаты, нет соль читаться, дезминтим, урматуаре фразы, динакорды, диспровоканцы для него острова. Я нос читец, мне такой фафа, пули читать, я может латать прости, или консидерка спрости. Чену есть корректу. Анул, нумили, шамель парти. Так, муцумим анчипат, пентру конкретизар, пикарли вес фач. Апропо, știți că sunteți primul șef de stat care a acționat în judecată ziarul de gardă în toți cei 16 ani de experiență. Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate. Și nu cer cotă din vânzări. Eu glumesc, că am ușor să mă dați să faceți show-uri din aceasta. Eu am un stimă și respect deosebit față de toți colegii din mass media. Dar atunci când promovează falsuri, inclusiv despre viața familiară, evident că îi voi face tot posibil să fiți penalizați conform legii. Eu o să verific într-o zi, dacă doriți unul de următoarele epizoade, o să vă dau toate adresările în judecată, nu doar față de dumneavoastră, față de toți acei care au repartizat falsuri. Sunt 10 de adresări în judecată, doar în ultimul an jumate. Și sunt deja 10 sau 5, 6, 7 decizii finale a instanțelor de judecată care dau dreptate mie. Că au fost informații eronate. Deci, dar cum altfel cu voi să lucrăm? Cum altfel? Dacă voi tot fel de prostii publicați despre mine, despre membrii familiei, și eu, apropo, vă încurajez absolut pe toți, polițienii, toți, care văd că presa promovează fake news-uri, să adreseze instanțele de judecată. Dar altfel cum o să facem regulă? Eu nu văd altă soluție. Și nu doar presa, chiar și oponenții politici, care tot fel de bazaconii spun. Dacă este unul balabolit în fiecare seară, tot fel de prostii. Dar noi ce să facem? Să stăm și le permitem? Oamenii întreabă, dacă nu răspunzi, dacă nu te adresezi în judecată, înseamnă confirm. Dar în rest, eu sunt deschis.